1600, hai, Claudia, hai! Ce faci, Claudia? Foarte bine, momentan. Cu ce te ocupi? Sunt fiziokinetoterapeut. Fiziokinetoterapeut. Da. Interesant asta. Terapia prin kineto, prin mișcare, nu? Exact, kineto. Da, da. Am un mic cabinet unde îmi desfășor activitatea momentan. Excelent. În București? Nu, în Craiova. Craiova. La ești olteancă. Da. Gata, ai zis. Interesant. Da. Căsătorită, Claudia? Da, de o săptămână. Proaspăt căsătoriți. O săptămână te-ai căsătorit? Da. Felicitări. Mulțumesc, să fie doamne. Bine, mă bucur. Uite, Petruș. Vecina. Claudia, bebe? Da, este pe drum. Nu-mi zic. Da. Nu-mi zic că ești însărcinată. Da. Mulțumesc. Știi ce va fi? Da, băiat. Băiat? Da. Excelent. La nume te-ai gândit? Da, un nume românesc. Cum? E secret încă, nu, pare nu, rău. Nu l-ai spus încă nici familie, așa e? Dar l-ai în minte. Da, da, da. E primul copil? Da. Primul. Da. Claudia, să fie cu noroc, Doamne ajută. Mulțumesc. Deci jucați doi, sunteți doi în care echipă. Jucați în echipă. Păi încep. Știi regulamentul? Da. Mare grijă. Ai văzut emoțiile lui Petruș? Mare emoții. L-au terminat. L-au dus la cât? 1600. Dar îmi place și când are 1600. Claudia, încep. Din 4 litere. Care a fost diluat cu prea mult lichid. Deci adjective ăsta, diluat, sau e plin de zeamă, fără gust, așa e. Litera? Are prea multă apă, Claudia, are prea multă apă, conține multă apă. Apos. Aposie, bravo, perfect, apos. 300 de lei, bun, apos, corect. Claudia, un animal. Animal cu părul castaniu închis. Animal care are părul castaniu închis, așa. E cal sau, dacă vrei... Mânz? Zi un cal, așa, cu părul închis. Are culoarea neagră care bate așa într-un... În ce bate? Cum? Taci, Emile! Mă, Emile! E, n-ai zis! Cum ai șoptit? Bate așa ușor în roșu. Cum e când apune? Apune soarele. E? Cum îi zice? E a... Nu, calul. Di. Amurgu. Când apune soarele, amurg, știi? Da, da. Calul ăla bate așa în... Știa, Emile? Mi-ai șoptit. Ba da, mi-ai șoptit. Te-am auzit de acolo, i-ai zis, amurg, murg. Puțin mai tare, dacă se poate. 4 litere. Claudia. Care nu vrea să depună niciun efort. Ai văzut cum a fost bugetarul Petruș? Leneș. N-a fost leneș. Hai că n-a fost leneș. Nu zic că a fost leneș. Nu, n-a fost. A fost așa, are un stil de viață tihnit. Omul ăla care are un stil de viață tihnit, liniștit. Își schimbă obiceiurile, greu de viață, ritmul de viață. E mai așa, într-un fel. E mai... Stabil. Da. Indolent, aș putea să zic. Poate să fie și leneș o variantă. Ești bine pe scaun? Stai bine? Stai... Stabil. Stai pe scaun, stai bine? Stai... comod. Stai comod? Aproape. Mi-ești datoare cu 600 de lei deocamdată. Hai să ne revenim. Claudia, care acționează după principii sănătoase. Literă. Are conștiința curată, Claudia. Îi zice într-un fel ăstuia care are conștiința curată. Literă. Se comportă în societate conform conduitei. Are o conduită extrem de... mă, Claudia, mai ai depus 3 litere acolo. 3 litere. Ce seară avem noi? Ce seară avem acum? Claudia, 2 litere mai avem depus. Principiile sănătoase. Adică moral. Ai... Moral. Cum? Moral. Moral, Claudia. Moral, bun. Ce-i cu seara asta, Emile? Și Daniela în seara asta. E
praf de emoție. Stați să-l vezi și pe George, că și pe George îl văd că își frânge mâinile, așa-i? Da. Ce-am văzut la Petruș, n-am văzut încă nimic, nu? Claudia. Ne revenim? Ne revenim și luăm mai mult de... Ai 400 datorii la mine deocamdată. A obține numerar suma înscrisă pe factură. A primi contravaloarea în bani. A plăti... A obține, deci nu a da, a obține. Că tu zici a plăti, adică... A încasa. A încasa. Claudia! Începe ăla mic să-și facă treaba. Trebuie să mă ajute. Băi, mami, e prima lui apariție la televizor, nu? Da. Mamă, sunt norocos. Deci prima dată apare el mic la televizor. Dar cât are? 4 jumate. 4 luni jumătate. Acuș. Încă un pic la primul. Încă un pic și vine. Claudia, 6 litere, da? Avem 200 de lei. Suntem pe plus. E bine. Cât ai, Petruș? 60. Mai. Cât? 1600. Și pentru 1600, perfect, 1600. Și uite definiția. Zice așa: obiect plat pe care se aduc mâncărurile la masă. Platou. Claudia! Nu era greu. Era un obiect. Dacă eu, obiectele sunt cele mai ușoare. Așa-i? Da. Că la obiect te duci. La rest, la definiții, la e mai greu. Obiectul, perfect. Hai la 7 litere, avem 800 de lei. Uite, să dea Dumnezeu ca ăsta mic al tău pe care tu l-ai în burtică acum să fie așa, care învață mereu și stăruitor. E adjectiv ăsta. Silitor. S-I-L-I-T-O-R. Mai du-te, mai du-te, că-mi place. De asta e frumoasă limba română, să găsim sinonime. Hai, că putem. Începe bine cum ai început cu litera. E silitor, e adevărat, e harnic la învățătură. E sârguincios. Jocul cuvintelor despre mintea pusă la... Hai. Învață mereu, da. Are rezultate bune, el studiază cu mare plăcere. Dacă studiază cu mare plăcere, este... Studios. Dacă studiază cu mare plăcere, e studios. Nu-i rău. Am fost pe aproape. Dar puteai acolo să apeși. Deși îți venea, dacă îți venea S-ul, tot la silitor te duceai. Da. Claudia, putem. 100. Hai să ne revenim. Ce bine stai cu timpul. 2 minute și 33 de secunde. A prezenta un fapt supradimensionându-l, Claudia, verb la infinitiv, adică a merge, a face. A prezenta un fapt. Te uiți la televiziunile de știri? Te uiți la știri? Da. Ce fac ăia la televiziunile de știri? Exagerează. A exagera. Asta e, a exagera. 800 de lei, bun. Alea grele. 8 litere. Claudia. Sentiment cauzat de spulberarea iluziilor. Litera. Înșelarea speranțelor, da. Cuiva, da, știi? Înșelarea speranțelor cuiva. Auzi? În amor. Dezamăgire, îmi place. Da, cum ai zis? Dezamăgire. Dezamăgire, fii atentă. Dezamăgire în dragoste. În amor, tace mire. Litera? Numai dezamăgire în amor. Decepție. În... Cum? Decepție. Ești tare, bravo, Claudia. Decepție era perfect. 1 minut și 50 de secunde mai avem. Foarte bine. Kinetoterapeut. Da. Interesant asta. E relativ... Nu e chiar nouă, nu? Pe piață profesia asta e... Cam de 10 ani. A luat amploare. Da? A luat amploare, da. Că așa era, Emile. Kinetoterapeuți erau și înainte de 89, nu? Existau. Așa un pic, nu știu dacă erau la vedere, dacă aveau voie, dar a luat o amploare mare. Da. Terapia prin kineto. Prin mișcare. Mișcare. Exact. Claudia. A trece, fii atentă ce simplu e, a trece din starea solidă în starea lichidă. Fii atentă ce simplu e. Ăsta e cel mai simplu verb al serii. Nu-i ceva mai simplu. Ia-o băbește. De confirmare. Ia-o băbește. Din solid în lichid. Ce trece din solid în lichid? Ce poate să treacă din solid? E verb. A, se...
topește. Cine se topește? Când se topește? Apa, zăpada. Zăpada. Literă. A, zăpada, dar apa cum e când se, înainte de a se topi? E? Literă. Literă. A topi la căldură. La căldură. Vine, vine, vine căldura, da. Da? Și topește ceva. Da. Readuce în starea lichidă. Inițial era solidă, da. Adică era... Da. Nu poți să-i zic cuvântul, că dacă îi zic cuvântul știi... Ai congelator, ai congelator. Da. Dar cum? Cu ce e în congelator? Gheață. Cum? Gheață, îngheța. Gheață, păi nu, mă, ăsta era. Bun. Hai că e bine. A dezgheța. În clipa asta. Mă gândeam la lichefia. În de clip, asta m-am complicat. În clip, ai cabinetul tău de kinetoterapie? Da. Da. În clipa asta, un particular a bătut un bugetar. 1800, Petruș are 1600 la 200 de lei distanță. Un minut și 4 secunde mai avem. Două cuvinte din nouă. Claudia, profesia absolventului de politehnică. Inginer... Oprește-te. Op, 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 nu te dup! Profesia. Profesia. Ăla care termină politehnica este... Ce ai zis? Inginer. Și profesia? Inginerie. Ai luat din prima. Așa, un pic, pam, pam, ne-am dus exact la 2700 de lei. 44 de secunde mai avem. Trei cuvinte, Claudia. Trei cuvinte, 44 de secunde. Claudia, a se așeza la o distanță mai mare decât cea inițială. A se depărta, a se... Știi ce trebuie să-l înveți pe el mic? Literă. Să aibă încredere în el. Să aibă încredere în el. Ce am zis eu acum? Să ai încredere a în... A se depărta, a se distanța... Întoarce-te la primul, întoarce-te la primul. Depărta. Verb la infinitiv. Când te așezi la... A se... Păi nu, a se depărta, a se... Începutul, începutul schimbă-l, începutul, că e bine. Îndepărta. Ăsta e. A se îndepărta, de, știi? A se îndepărta. Departe, a se îndepărta, verbul la infinitiv. Claudia, îți dau un engleză. Câți ani ai? Iartă-mă că te 24. Întreb. 24 de ani, un bebe la cutie, însărcinată. La 24 de ani, engleza e a doua ta limba, așa-i? Da. Nu există om între 20, între... Ce între 20? Între... 5. 5 ani. Da. De la 5 încolo, toată lumea e pe engleză. Uite unul din engleză, provine din engleză. Sport pe asfalt inventat de surferi. Surf. Ce fac surferii? Skateboard. Skateboarding. Cum l-ai luat pe ăsta? Cum? Skateboard. Skateboarding. Cum l-ai luat pe ăsta? Cum l-a luat pe ăsta, Emile? Când le dai engleză la 24 de ani, nici nu mai stau la... Bravo, Claudia. Sunt sportivă, deci cam cu sporturile mă pricep. Și la următor o să te pricepi. Sper. Pentru că ești o doamnă, o doamnă elegantă și ăsta e un substantiv pe care femeile îl folosesc adeseori. Pentru că vine dintr-o industrie care ne înmiresmează viața. O industrie care ne înmiresmează viața. Înfrumusețare. Auzi, Claudia, ia-o din nou băbește, rog, pe toți invitații mei asta. Ce literă? Scrie acolo? Industria care ne înmiresmează. Acolo e secretul. Da, ce înseamnă înmiresmează? Înfrumusețează. Păi las-o în... Nu, 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 nu. Înmiresmează de la ce vine? Secretul... De la mireasmă. Și ce e mireasma? Miros frumos. Opa! Mai avem 16 secunde să găsim cuvinte. Parfumerie. Că asta, asta e industria! Acum văd pe ecran cât ai adunat. 5300 de lei? Da. Claudia... Să ai un bebe sănătos. Să dea Dumnezeu să o fie bine. Mulțumesc că ai fost bine, Claudia.